Un tragic accident de circulație a avut loc în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2024, pe DN6, în localitatea Gura Văi, din județul Mehedinți, unde un polițist în vârstă de 42 de ani a decedat în urma unui impact devastator. Bărbatul, care se afla în timpul liber, se îndrepta spre casă când a încercat să depășească un tir. Din păcate, în acel moment a fost surprins de un alt camion care venea cu mare viteză din sens opus. Impactul a fost atât de puternic încât mașina în care se afla polițistul a fost zdrobită complet, iar bărbatul a murit pe loc, suferind leziuni incompatibile cu viața la fața locului, au ajuns echipele de pompieri, însă intervenția lor nu a putut salva polițistul, care a fost prins între fiarele contorsionate ale vehiculului său. Polițistul era angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, lucrând în cadrul Serviciului de Investigații Criminale din 2003. Acesta lasă în urmă o soție și o fetiță, care acum se pregătesc să își a rămas bun de la el.